Dragii mei, Adina Halaj, binecunoscuta noastră colegă în mediul online, dar și în cel al producțiilor de televiziune. Bineînțeles, un fost model de succes, actriță în videoclipuri, realizator TV, ce mai zic, prezentatoare, zi. Trainer, începând de astăzi... Finalistă, Bravo Ai Stil. Începând de astăzi are o nouă rubrică de călătorie la dimineața cu noi. În fiecare vineri, Adina ne va prezenta câte o destinație turistică, ne va face chef de călătorie și ne va da informații prețioase despre locurile pe care le prezintă, astfel încât putem să pregătim o plecare la drum de succes. Doamnelor și domnilor, să călătorim cu Halas! Și, dragilor, sunt Adina Halas și pasiunea mea o reprezintă călătoriile. Călătoriile fac parte și din activitatea mea de endorser. Așa că vă propun de acum, săptămânal, să călătorim împreună în destinații de vis. Ce spune să mergem astăzi în Madeira? Madeira este o insulă a Portugaliei, situată în Oceanul Atlantic, denumită și Insula Eternei Primăveri sau Perla Atlanticului. Aici ești înconjurat de peisaje superbe, vegetație luxuriantă, munte și ocean, Madeira fiind căutată de iubitorii de natură și vacanțe active. Plaja cu nisip negru, fiind de la Seychelles, este de altfel singura de acest fel din Madeira. Însă, la 2 ore de Madeira se află insula Porto Santo și are o plajă cu nisip fin și a fost aleasă recent cea mai frumoasă plajă a Portugaliei. Madeira este o insulă stâncoasă, de origine vulcanică, împânzită de păduri de eucalipt și unul dintre cele 3 locuri din lume cu pădure de laur, iar aceste păduri seculare fac parte din patrimoniul UNESCO. De asemenea, găsim aici plantații de mango, banane și viță de vie. Piața de fructe din Funchal, frumoasa capitală a Madeirei, este un punct de atracție pentru turiști, deoarece, dincolo de variantele tradiționale ale fructelor exotice, se găsesc o multitudine de fructe altoite, cu arome deosebite, combinații pe care nu le-am întâlnit în alte locuri. O vizită la o podgorie madeireză, unde poți degusta din celebrele licori bachice ale insulei, se află printre activitățile alese de vizitatorii insulei. Și pentru că am amintit de băuturi, dacă alegeți o vacanță Madeira, vă recomand să gustați poncea, care este o băutură tradițională din zahăr din trestie, miere și coajă de lămâie. În Madeira există o paletă largă de activități pentru toate gusturile. Plimbări prin levadas, care sunt niște canale de irigație făcute să transporte apa dintr-o parte în cealaltă a insulei, în zona mai uscată. Aceste levadas au o lungime totală de aproximativ 2000 de kilometri. Dacă ajungi în Madeira, nu ocoli piscinele naturale din Porto Moniz, care sunt niște cratere formate din lavă și umplute cu apa Oceanului Atlantic. De asemenea, îți recomand o urcare cu telecabina din Funchal spre grădinile tropicale Monte Palace, un loc de bază care te încarcă de energie și apoi poți coborâ de acolo cu sănile din lemn trase de careiros, care acum sunt un mijloc de agrement pentru turiști. Însă în trecut transportau fructe și legume de la munte spre localitățile din vale și aceste săni pot prinde 40-50 de km la oră. Plimbarea aceasta are 2 km. Dacă alegi să te întorci tot cu telecabina, ar trebui să știi că drumul cu telecabina dus întors costă aproximativ 20 de euro. Una dintre cele mai frumoase activități pe care le poți face atunci când ajungi în Madeira este să te plimbi cu iahtul pe ocean în căutarea delfinilor și a balenelor. Fă-ți timp pentru jeep safari, hiking, o excursie la Pico da Reiro, care se află la 1818 metri altitudine, de unde priveliștea staie răsuflarea, vizitează căsuțele tradiționale triunghiulare și colorate din Santana, cu grădinile lor în aceleași culori vibrante, și oprește-te la Cabo Girao, un punct panoramic aflat la 580 de metri altitudine, cu podea de sticlă. Suntem la Cabo Girao, unul dintre cele mai înalte puncte. Îți recomand și o vizită la Camara do Lobos. Este satul de pescari care l-a fascinat pe Winston Churchill și acesta a pictat golful de la Camara do Lobos de nenumărate ori. Gastronomia portugheză este plină de savoare și reprezintă o experiență în sine, mai ales dacă sunteți gurmanți.
Sunt multe mâncăruri delicioase care așteaptă să vă desfete papilele gustative. Iar dintre acestea, câteva preparate pe care vă recomand să nu le ratați ar fi următoarele. Espetada, niște frigărui specifice bucătăriei portugheze care pot fi făcute din diferite tipuri de carne, dar și caracatiță sau pește. Bolo do caco, o pâine care se servește caldă cu unt, cu usturoi și pătrunjel. Pește spadă cu mango sau banane. Broas, niște biscuiți delicioși în diverse arome, cea mai cunoscută fiind cea de miere și scorțișoară. Și pastel de nata, tarte cu cremă din ouă și lapte. Fie că doriți o variantă luxoasă sau una mai puțin costisitoare, este bine de știut că prețul minim al unui sejur pe frumoasa insulă portugheză cu peisaje spectaculoase pornește de la 700 de euro de persoană, transport și cazare pentru 7 nopți. Zborul charter direct durează aproximativ 5 ore, iar prețul mediu al unui bilet de avion pe cursa de linie cu o escală este în jur de 220 de euro. În Madeira se poate merge tot timpul anului, vremea fiind bună mereu, însă cele mai calde luni sunt din iulie până noiembrie, când se poate face și baie. Sper că v-a plăcut plimbarea de astăzi cu mine și până data viitoare vă aștept pe conturile mele de Instagram, Facebook și TikTok, Adina Halas.